Bună, dragi prieteni! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care o să vă arăt tot jurnalul meu completat. Deja s-au făcut 50 de like-uri la clipul meu precedent, deci iată-l, aici este videoclipul. Vizionare plăcută! Putem să începem! Aici vine așa roz înăuntru. Pe prima pagină am așa un plic pe care l-am făcut împreună și niște stickere. Le-am pus și eu aici, de fapt aveam mai multe chestii, însă le-am scos. Aici scrie 2021, adică 2020-2021, niște washi tape-uri și într-un fel păpădii. După vine o pagină de chei, Lucy's Bullet Journal 2020 și un mic citat. Aceste pagini la fel voi le știți pentru că le-am făcut împreună. Deci aici am niște idei de videoclipuri pe care deja le-am făcut. Însă când mai vin idei noi, atunci le scriu și neapărat le fac. Și aici am așa niște scopuri pentru un an, o inimioară, un persic și trebuie să mai vedeți ce scopuri am făcut. Aici este pagina pentru septembrie, cam așa este ea, aici este la fel deja un citat, work hard, be kind and amazing things will happen. La fel, toate aceste pagini le-am făcut împreună, însă pentru cei care nu știu, o să arătă jurnalul. Deci aici este mood tracker cu niște frunze, după cum vedeți nu prea am completat pe toate. Și aici deja obiceiurile mele, după cum vedeți chiar am completat tot, dacă e făcut am încercuit, dacă nu am pus cu X. Dar mă rog, mai am de lucrat la aceste obiceiuri și mai am de lucrat la faptul că trebuie să le fac în fiecare zi. Aici este calendarul pentru septembrie, cam așa arată el, destul de încărcat, presupun, aici niște planuri, un to-do list și cam atât. Aici deja vin niște pagini în care, gen, sunt paginile săptămânale în care mi-am scris toate planurile. Deci, aici este prima săptămână, într-un fel cam așa simplu. Aici mi-am scris două orare pentru că la noi s-au schimbat, așa ca să le am. Aici deja vine a doua lună pentru... a doua săptămână, de fapt, pentru septembrie, tot așa. Îmi place mult mai mult cum s-a primit aceasta. E așa parcă mai încărcată. Încă o pagină așa, weekly. Aici este un spending log. Am încercat, gen, să scriu tot ce cheltuiesc, gen, și pe ce cheltuiesc. Aici am scris cât costă produsul și aici dacă îl doresc sau dacă am nevoie de el. Și aici era produsul. Aici n-am mai făcut nimic. Dar urma să fac ceva. Aici din nou așa o săptămână. Mai arată o săptămână. Aici este Halloween deja. Am lipit această imagine și aici am scris așa October. Aici vine Habit Tracker, care îmi place mult cum s-a primit de fapt aceste două pagini. Și aici este Mood Tracker-ul, tot îmi place cum s-a primit. După cum vedeți, foarte drăguț. Așa. Deci aici vine un calendar, tot cât de cât așa încărcat și am și desenat niște dovleci, tot pentru Halloween. Aici vine pagina de octombrie, la fel, cam așa am făcut-o, după următoarea. Și încă o pagină, aici am desenat foarte multe desene, totul foarte drăguț. Aici tot trebuia să fie o pagină, însă, după cum vedeți, nici nu am desenat-o nimic, e doar cu creionul simplu, un fel de mini-schiță. Trebuia să-mi scriu și planurile și mai multe, însă nu am mai apucat și știți cum este, dar nu lăsa o treabă de azi pe mâine, pentru că mâine deja nu o să mai faci. Dar poate o să mă întorc la ea și o să desenez când o să am așa eu dispoziție. Aici deja este ultima lună din toamnă, noiembrie, it's sweater weather, așa niște desene. Aici este un habit tracker, am făcut așa o idee cu cafea chiar și aici deja un pahar de cafea în care tot mi-am însemnat dispoziția. Aici vine o săptămână așa de noiembrie. Încă o săptămână, asta e deja așa un pic mai simplă, însă important e că mi-am scris planurile. După asta deja am început să mă pregătesc de Crăciun, de anul nou și cam așa. Aici este un bucket list, ceea ce... neapărat am vrut să fac și aici este un gift list, adică da, ce cadouri doresc să dau și prețul lor, cam așa.
Aici este to do until December, aici ce planuri trebuie să fac până în decembrie și unele am făcut, unele nu. Iar aici este o pagină cu cărți. După cum vedeți, n-am citit nicio carte până de atunci, pentru că s-a început pandemia și de fapt am vrut să citesc de la bibliotecă, însă nu prea se poate și chestii de genul, adică înțelegeți. Dar o să citesc neapărat și o să scriu tot. Aici este așa, iar și pagina de noiembrie. Acestea două le-am făcut pentru video, de fapt, da. Pagina acestea le-am făcut pentru video, așa că puteți să vă uitați. Noiembrie și deja se termină noiembrie și deja decembrie. Aici așa, într-un fel, niște prăjiturile, Baby It's Cold Outside, așa, foarte drăguț, îmi place mult aceste două pagini. După asta, calendarul de decembrie, la fel îmi place, chiar am avut mai multe zile de naștere, planuri importante, teze și chestii de genul. Așa, aici este un mood tracker, după cum vedeți, așa cu luminițe într-un fel și habit tracker, la fel care l-am completat cât de cât. Poate n-am fost atât de productivă, însă l-am completat, important. Aceasta este o săptămână așa de weekly, după cum știți, la fel foarte drăguță. Încă o săptămână de weekly, aici sunt niște notițe, aici candy cane wishes and mistletoe kisses, da. Cam așa, aici deja vine 2021, am scris Hello 2021 și Please Be Better. Cam așa, într-un fel 12 noi capitole și 365 de noi șanse. Așa, mai departe, Start the Year with a Bang și două pahare de șampanie și January. Îmi place tot această pagină, tot e foarte drăguță și are așa un vibe de anul nou. Aici este un calendar. Aici trebuia să scriu niște planuri cu pixul alb, dar din păcate nu prea le-am mai scris. Nu știu de ce. În fine, aici este un mood tracker pe care, după cum vedeți, nu prea l-am completat pe tot. Nu știu, nu prea completam atunci bullet journal-ul, dar am completat câteva date și n-am fost deloc productivă, deci puteți să vă uitați. Nu știu, aveam vacanță, mi se pare că și productivitatea mea nu era prezentă. Așa, aici sunt niște planuri, dar este o pagină așa foarte simplă. Aici este februarie și niște desene foarte drăguțe. După care vine un calendar, așa, niște planuri și un to-do list. Aici este un mood tracker. După cum vedeți, nu prea l-am completat nici pe ăsta și de productivitate nici nu mai vorbesc. Chiar eram și ocupată cu colegiul și mai multe. Dar mă rog, adică trebuie să îți faci timp și o să mă corectez pe viitor și o să fac totul cum trebuie. Aici este prima săptămână, așa o pagină la fel foarte drăguță, a doua săptămână, cam așa, și deja martie. Aici este un citat, niște fluturași, așa, într-un fel parcă 3D. Îmi place mult, de fapt, această pagină, chiar dacă e ceva mai diferit. Așa, aici este mood tracker. Cam așa, un mood tracker mai nou și niște obiceiuri. De fapt, eu aceste obiceiuri le-am însemnat în telefon, trebuie doar să le scriu în jurnal, așa că totul va fi totul o să scriu. Aici este deja o săptămână așa, în care mi-am scris planurile și deja încă o săptămână, este așa mai simplu, dar mă rog, tot mi-am scris niște planuri și cam atât. Aici deja n-am mai vrut să mai fac nimic și aici încercam eu diferite markere și pixuri. Cam așa, poate că nu prea am spus foarte multe despre ceea ce este în jurnalul meu, pentru că ăsta este un bullet journal și vedeți totul bine și singur. Eu, desigur că dacă ar fi fost un jurnal al meu așa personal, avea să comentez și să spun mai multe despre ce am făcut în zilele respective. Dar cam acesta este tot videoclipul, sper că s-a primit bine și sper să vă placă. La momentul dat mi-am comandat un nou bullet journal și abia aștept să vină, pentru că, după cum vedeți, nu o să apară pagina de aprilie, din păcate, pentru că bullet journal-ul o să ajungă, mi se pare, că pe 15 aprilie și deja nu prea cred că are sens să fac pagina de aprilie, dar o să vedeți deja în videoclipurile următoare, când o să filmez despre despachetarea noului meu jurnal. Dacă doriți așa tip de videoclipuri, nu uitați să îmi scrieți în comentarii. Acum că videoclipul se apropie spre final, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să comentați și noi ne revedem în alt videoclip. Pa!